Julius Sandan, autorul cărții The World Behind the Scene, explorează forțele invizibile care influențează societatea. El dezvăluie modul în care minciuna și manipularea subtilă sunt folosite pentru a controla masele, transformând astfel cartea într-un ghid pentru cei care doresc să înțeleagă adevărata natură a puterii. Andan vorbește despre o iluzie globală, creată de forțe ascunse, afirmând că doar prin înțelegerea acestui joc subtil putem scăpa de opresiunea mentală. Această abordare amintește de cuvintele lui George Orwell: Cine controlează trecutul controlează viitorul, cine controlează prezentul controlează trecutul. De asemenea, se aliniază cu viziunea lui Voltaire. Cei care te pot face să crezi absurdități, te pot face să comiți, atrocități. Cartea lui Andan nu doar explică aceste mecanisme, ci și oferă soluții pentru a depăși sistemele de control, provocând cititorii să caute adevărul dincolo de ceea ce li se prezintă. No, Julius Andan Lumea din culise Să convenim asupra unui lucru. Dacă nu vă place ceea ce veți citi în paginile următoare, dacă vă tulbură, dacă vi se pare absurd sau credeți că pur și simplu nu poate fi adevărat, atunci spuneți că eu, Julius Sandan, sunt nebun. Și cu asta am rezolvat problema. Credeți-mă, nu mă deranjează dacă mă considerați nebun. Îmi este complet indiferent ce credeți despre mine, pentru că oricum asta nu schimbă realitatea. Eu însumi aș prefera ca adevărul să fie că m-am scufundat în mlaștina nebuniei, că sunt chinuit de vise febril delirante, că scriu și vorbesc incoerent. Dacă aș avea o dorință, aceasta ar fi să fiu nebun. Eu, doar eu singur, iar lumea să fie frumoasă, curată, echilibrată și sănătoasă. Ar fi o dorință frumoasă. Eu fac parte dintre acei puțini care au făcut rău întregii lumi. Și mai mult, mult mai mult decât oricine al cărui nume îl cunoașteți. Acele celebrități precum Nero, Genghis Han, Stalin, Hitler și celelalte nume din panteonul psihopaților pe care le-ați putea enumera au fost doar niște marionete, nimic mai mult. Marionetele din vitrină puse pe piedestal pentru a fi doborâte în locul adevăraților făptași, pentru a fi Crezute sursa a ceva, pentru ca numele lor să fie reținute și folosite ca exemple, și pentru ca atunci când dispar de pe scenă să se creadă că ceva s-a încheiat. Eu nu am fost o marionetă din vitrină. Eu am fost făptașul care se ascunde în spatele altora, făptașul care trage sforile din umbră. Mâinile mele nu sunt pătate de sânge. Crima este o muncă murdară cum se spune o muncă de jos și mult prea vizibilă pentru ca vreunul dintre cei fără nume să se încumete la așa ceva crimele celor fără nume depășesc toate crimele comise de oameni cu nume sunt crime care se află în afara legilor și pe care niciun cod penal al vreunui popor nu le pedepsește dacă răsfoiți codul penal al țării dumneavoastră Veți găsi unul sau mai multe paragrafe despre așa numita mărturie mincinoasă, dar niciunul care să considere minciuna în sine o crimă. Și totuși, ce ar putea fi o crimă mai mare decât să induce în eroare întreaga omenire? Aminții în chestiuni științifice, aminții despre om, despre natura politicii, aminții despre esența economiei, despre legile care guvernează economia. Aceasta înșeală și privează miliarde de oameni chiar și de șansa de a trăi o viață adevărată, una pe care poate nimeni nu și-ar putea o imagina după istoria noastră întunecată. În știri se observă casele arse, cadavrele zăcând în praf, fetița răpită, prețurile care explodează, dar se trece cu vederea ceea ce menționează întreagăt unul dintre cei intervievați sau prezentatorul. Și totuși, acela este esențialul, acea mică informație aparent neînsemnată, care va avea un impact asupra gândirii dumneavoastră și, în consecință, asupra emoțiilor, acțiunilor și întregii dumneavoastră vieți. Gândurile sunt cele care trec neobservate. Gândurile, nimicuri, minuscule, nu cântăresc nici măcar un gram. Nu le putem ține în mână. Pune sub microscop nota, culoarea și dimensiunea. Și totuși, ele stau în spatele fiecărei fapte umane, în spatele războaielor, în spatele opresiunii, în spatele urii, în spatele întregii istorii, și contează mai mult decât orice altceva. Gândurile au creat bomba atomică. Din cauza gândurilor a fost folosită, și dacă va fi folosită din nou vreodată. Tot gândurile vor sta în spatele acestui lucru. În ultimii aproximativ 25 de ani am servit o organizație despre care nu ați auzit niciodată, și am efectuat o muncă, din păcate, foarte bine, care teoretic nici nu există. Am fost un mincinos profesionist, și nu am făcut-o la scară mică, ci la scară mare, la dimensiuni uriașe, globale. Am mințit pentru ca clienții mei să poată declanșa războaie, să poată vinde produse de proastă calitate pe o piață imensă, încasând sute de miliarde de dolari, să poată stoarce popoare până la ultima picătură, să poată devia proiecte de cercetare pe căi greșite, să poată sugruma inițiative științifice vitale și așa mai departe. Oricine ați fi, eu v-am făcut rău. Ca mincinos profesionist m-am jucat cu omenirea, am întunecat viitorul nostru al tuturor și nu am fost primul om în această funcție. Au fost mii înaintea mea, de la începuturile istoriei scrise până astăzi. Despre aceste minciuni, conștiente, intenționate, gândite de mii de ori, profesioniste aș vrea să vă scriu, ca să vedeți cum este cu adevărat acest loc, această planetă pe care trăiți unde trăim cu toții nu aștept iertare nu aștept uh, absolvire nu aștept uh, nimic nu știu care va fi consecința acestei cărți poate nimic poate ceva nici măcar nu știu ce aș putea spera poate scriu doar din cauza teribilului sentiment de vinovăție care macină sufletul și sunt atât de egoist nici eu nu știu dar dacă vă doare ceea ce veți citi, considerați-mă liniștit nebun. Cineva cu atâtea păcate ca mine sigur nu e normal. 1 octombrie 2008. Julius Andan. Înainte să începeți să citiți această carte, e mai bine să clarific câteva lucruri aici la început. O carte în sine poate fi dovadă doar pentru existența limbajului, a scrisului și a tiparului. Nici o carte nu poate dovedi mai mult decât atât, indiferent ce conține. Tocmai de aceea nici măcar nu voi încerca să vă convin că am dreptate. Aș putea enumera sute sau mii de pagini cu date, nume, cifre, locuri, momente, evenimente, chiar dacă tot ce aș scrie ar fi adevărat. Pentru cine ar fi adevărat? Pentru mine. Nu pentru dumneavoastră. Dacă fiecare afirmație ar fi adevărată, ar fi adevărată pentru că eu am văzut, am experimentat cum merg lucrurile. Eu am văzut și eu am experimentat. Nu dumneavoastră. Dumneavoastră ați văzut și ați experimentat altceva. Întrucât consider că o carte este nepotrivită pentru a convinge, în loc să încerc să vă conving, aș dori mai degrabă să vă fac să reflectați. Să vândem la o gândire comună. Doar atât îmi propun. Această carte nu este o colecție de date. În niciun caz nu este o lucrare de referință. Nu este un dicționar și nu este nici măcar vreo enciclopedie. Această carte este o colecție de argumente. Nimic mai mult. Nici nu poate fi mai mult. În paginile următoare voi prezenta argumente. Pentru și împotriva unor idei. Apelez la logică și la capacitatea dumneavoastră de gândire. Dacă voi enumera suficiente argumente bune și, într-o ordine potrivită, sper că veți reflecta asupra unor lucruri și, în final, veți ajunge la o concluzie. Scopul meu este să trezesc în dumneavoastră îndoieli: îndoieli serioase și justificate cu privire la faptul că lumea este într adevăr așa cum se spune știu acest lucru a devenit aproape un clișeu în zilele noastre e la modă să te îndoiești de orice să consideri pe toată lumea mincinoasă probabil trăim în era conspirațiilor întrebarea este doar cât de adânc trebuie să săpăm în țesătura de date și informații pentru a găsi primul adevăr o zicală medievală spune că adevărata putere stă întotdeauna în spatele tronului. Dar cât de mult în spate? Și ce fel de putere este aceasta? Și oare este adevărată zicala? Și dacă este adevărată, și dacă dumneavoastră ați ști cu adevărat, ați vedea, ați experimenta că este adevărată, ce ați face? La ce v-ar folosi acest adevăr? Ați putea face lumea mai bună cu el? V-ați putea îmbunătăți propria viață cu el? Adevărul este important. Important? De ce ar fi? Pentru că e frumos să spui adevărul? Pentru că adevărul înnobilează? Adevărul te face liber? Cred că putem fi de acord, fără prea multă convingere, că minciuna nu e bună. Nici măcar minciuna pioasă nu e cu adevărat bună, pentru că induce în eroare. Dar cum rămâne cu adevărul? Poate exista un adevăr care, dacă l-ați cunoaște, v-ar pune viața în pericol? Poate exista un adevăr care, dacă l-ați afla brusc, v-ar distruge? La ce poate fi folosit un adevăr? Să luăm un mic exercițiu logic. 1. În 1913, în Statele Unite, dreptul de a emite bani a trecut în mâini private. Acest lucru era neconstituțional atunci. Și este și astăzi. Vezi Constituția Statelor Unite ale Americii, articolul 1, paragraful 8, alineatul 5, care stipulează că doar Congresul are dreptul de a emite bani în Statele Unite. 2. Președintele John F. Kennedy a adoptat o lege prin care a readus dreptul de a emite bani în mâinile guvernului. 3. Șase luni mai târziu a fost asasinat. 4. Vicepreședintele său, Lyndon B. Johnson, a devenit noul președinte. 5. Prima măsură a lui Johnson după preluarea funcției a fost să abroge legea lui Kennedy și să redea dreptul de a emite bani în mâini private. Acestea sunt fapte istorice. Credeți că există o legătură între ele? Guvernul Statelor Unite ale Americii cumpără bani de la o companie privată americană, iar această companie câștigă zilnic miliarde de dolari prin emiterea de bani, tipărește bancnote și creează bani virtuali, existenți doar în memoria calculatoarelor. Această companie este o bancă care câștigă zilnic multe miliarde de dolari americani cu o investiție incredibil de mică. În prezent, aceasta este cea mai mare afacere de pe această planetă. Credeți că este posibil ca cineva să fie capabil chiar să ucidă pentru câteva miliarde de dolari pe zi? Credeți că poate exista o organizație care câștigă zilnic miliarde de dolari și astfel deține suficientă putere și pentru a pune la cale asasinarea unui președinte? Întrebări înfiorătoare, dar nu esențiale. Pentru că să presupunem că cele cinci fapte de mai sus sunt strâns legate și că președintele John F. Kennedy a fost ucis de proprietarul real al Fed de la acea vreme. Să presupunem că așa s-a întâmplat. Și? Și. ce dacă? Pentru că întrebarea cu adevărat uh, incomodă nu este cum ne putem asigura de acest lucru, ci ce se va întâmpla după ce ne-am asigurat de el. Să zicem că știți exact că raționamentul de mai sus este adevărul, adevărul pur. Ce ați face cu această cunoaștere? Ați putea face ceva cu ea? Dacă adevărul servește doar ca subiect de gândire și conversație pentru oameni, atunci nu valorează cu mult mai mult decât minciuna. Dacă cu adevărul nu se poate face nimic dincolo de gândire și conversație, atunci la ce folosește? Cât valorează? Evident, există adevăruri de o asemenea amploare, încât o anumită persoană, la un anumit nivel intelectual sau la un anumit nivel de posibilități, nu vede niciun folos în ele. Dacă sunteți directorul CIA și chiar controlați întreaga organizație, și nu sunteți o marionetă care poate fi înlăturată sau redusă la tăcere în orice moment. Atunci puteți face ceva cu informația că John F. Kennedy a fost ucis de proprietarul unei bănci private. Dacă sunteți comandantul unei unități secrete, de asemenea, dacă sunteți casier într-un restaurant de pe marginea drumului, atunci nu. Atunci nu valorează nimic. Să presupunem că funcția socială a fizicii de la Albert Einstein încoace, este să țină în frâu visele omenirii. Mă refer în primul rând la posibilitățile călătoriilor spațiale. Să zicem că acest lucru este adevărat și dumneavoastră știți dincolo de orice îndoială că așa stau lucrurile. Ce ați putea face cu această cunoaștere? Ce ați putea întreprinde? Probabil nimic. Deci puteți vedea că valoarea cunoașterii depinde de persoana care o deține și în sine nu are nicio valoare. Această carte nu îndeamnă la schimbări sociale, pentru că nu vor exista schimbări sociale. Desigur, aș putea enumera fapte la nesfârșit până când ați striga destul sau ați arunca cartea într-un colț. Aș putea încerca de asemenea să invoc o conștiință colectivă să prezint argumente raționale pentru necesitatea solidarității sociale și a schimbării sociale. Dar aș putea atinge și coarde emoționale. Aș putea deplânge cât de îngrozitoare este lumea. Aș putea scrie, cu lacrimi în ochi, necrologul unei rase cândva glorioase și v-aș putea amenința, încercând să vă înspăimând de moarte cu viziunea unui viitor, Întunecat, care depășește cu mult imaginația scriitorilor de horror. Nu voi face niciunul dintre aceste lucruri în această carte, pentru că știu că orice aș scrie, nu vor exista schimbări sociale. Schimbările sociale nu sunt posibile. Solidaritatea socială nu este posibilă. În povești, toate acestea se pot întâmpla, dar nu în realitate. Societatea este alcătuită din noi. Și nu există independent de noi. Societatea este așa cum este pentru că noi suntem așa. Și atâta timp cât noi suntem așa, totul va rămâne la fel. Tocmai din cauza acestui fapt, această carte nu îndeamnă la schimbări sociale, pentru că dacă ar face-o, ar fi doar o risipă de hârtie. Această carte este o colecție de argumente pentru și împotriva unor idei cu unicul și sfântul scop de a trezi în dumneavoastră îndoieli. Îndoieli cu privire la validitatea opiniei dumneavoastră despre lume. Cea mai mare eroare a omului. Prima lecție despre lume De-a lungul întregii sale istorii, omul a fost prizonierul iluziei nefondate cum că este inițiat. Credea despre sine că este important, că este inițiat, că cineva se preocupă de el. Credea că acei oameni de sus, care îi conduceau viața, făceau ceea ce făceau în interesul lui. Că, de fapt, lucrau unii pentru alții, pentru că aceasta este ordinea naturii, că relația lor, oricât de distantă și ceremonioasă ar fi fost, era una prietenească. Omul, într-un mod absolut uimitor, a crezut. Și crede că știe ce se întâmplă acolo, unde nu este prezent, în spatele mănăstirilor, a sanctuarelor, a templelor, în spatele zidurilor groase ale palatelor, ale castelelor, ale cetăților, ori în spatele ușilor închise ale laboratoarelor, academiilor științifice, a parlamentelor și a sălilor de ședințe. Credea și crede că este informat despre adevăr, despre întregul adevăr. Dar, în ciuda acestei ciudate credințe oarbe, deținătorii puterii nu l-au inițiat niciodată pe om. Aș vrea să vă spun că presupusa dumneavoastră cunoaștere este în cele mai multe cazuri o pură iluzie. Poate credeți că știți multe lucruri: că cunoștințele dumneavoastră sunt vaste și temeinice, că știința este o lumină care luminează întunericul necunoscutului. Fără îndoială, Credeți că cunoașteți faptele, că știți ce există și ce nu există, că știți ce s-a descoperit deja și ce nu, că puteți spune exact care este acel mult menționat stadiu actual al științei. Puteți fi absolut convins că SIDA, Ebola și celelalte boli există, sunt mortale și incurabile. Poate credeți că părul căzut, dintele pierdut, membrul amputat, nu pot fi regenerate. Puteți crede cu tărie că oamenii de știință caută urme de viață extraterestră, dar nu găsesc. Puteți crede că evoluția a existat și s-a întâmplat așa cum este descrisă, și că nu există dovezi care să placeze originea omului mult mai devreme decât ceea ce apare în cărțile oficiale despre originea omului. Puteți crede că pe pământ nu a existat niciodată până acum o civilizație avansată tehnologic. Puteți crede că criminalitatea este un monstru de neînvins și că războiul ține de natura umană. Puteți crede că universul a început cu Big Bang-ul și că acum se extinde. Puteți crede că debarcarea din Normandia a fost o mișcare militară genială. Și puteți crede încă o sută și o mie și un milion de lucruri fiind absolut convins că așa stau lucrurile. Puteți enumera o mulțime de argumente, fiecare dintre ele susținând că aceste lucruri chiar așa sunt. Dar este suficient un singur contraargument pentru ca aceste castele de cărți iluzorii ale cunoașterii să se prăbușească. Nu știți niciunul dintre lucrurile enumerate. Acestea nu sunt fapte, sunt doar comunicate. Ceea ce primiți sunt doar și exclusiv comunicate. Nu sunteți conștient de cum stau lucrurile cu adevărat, ci doar de faptul că vi s-au comunicat anumite lucruri, spunându-vi se că așa și așa stau lucrurile, și nu altfel. Întreaga dumneavoastră viziune asupra lumii este alcătuită din comunicări transmise de mass media și nu conține experiență reală. Aș putea spune că nu aveți nicio legătură cu așa numita știință. Cu dezvoltarea tehnică, cu explorarea spațiului sau cu guvernarea, ci doar cu mass media. De acolo știți totul. Mass media este alcătuită din două părți. Una este conținutul, cealaltă este mijlocul prin care acesta este răspândit. Conținutul este în cele mai multe cazuri doar ideologie sau o comunicare care susține o ideologie. Mijlocul este comunicarea în masă. Mass media nu înseamnă doar televiziune, radio și presă. Partea tehnică a mass mediei include toate canalele prin care se pot atinge mase de oameni. Mass media include teatrele și cinematografele, precum și manualele, romanele, internetul, sălile de clasă și manifestările publice în masă. Tot ce face parte din comunicarea în masă este un mijloc prin care gândurile pot ajunge la mase. Ați petrecut câțiva ani la școală unde ați citit x număr de pagini, ați ascultat z număr de prelegeri și poate ați avut ocazia să urmăriți sau să efectuați câteva experimente ilustrative. Apoi, după școală, au urmat alte cărți de citit, ați urmărit și televizorul, ați ascultat și radioul și ați purtat conversații interesante sau plictisitoare despre ce ați văzut și auzit și apoi erați absolut convins că știți ceva despre lume. Vă dau un exemplu. În 1961, CIA a încercat să-l asasineze pe Fidel Castro. Această acțiune este numită Operațiunea Golful Porcilor. Știți acest lucru. Îl știți pentru că vi s-a spus că așa a fost. Dacă nu vi s-ar fi spus, nu l-ați ști. Dacă vi s-ar fi spus altfel, l-ați ști altfel. Și dacă vi s-ar spune altceva, ați ști altceva. Așa merg lucrurile. Este atât de simplu și atât de puțin legat de realitate. Dar să luăm un alt exemplu, care este de o cu totul altă magnitudine decât chestiunea cubaneză. Știți unde sunt insulele Orkney? Această zonă este partea cea mai nordică a Scoției de Nord, situată la nord-est de muntele Benmore a Sint. S-a întâmplat ceva acolo pe 19 februarie 1903, în zorii zilei. Ați auzit despre asta? Nu? Și totuși, cea mai izolată regiune a Scoției a fost scena unui eveniment deloc nesemnificativ la începutul secolului trecut. Atât de nesemnificativ încât ceea ce s-a întâmplat acolo, și atunci a avut ca urmare directă primul și al doilea război mondial. Războiul din Corea, războiul din Vietnam, cele două războaie din Afganistan și cele două din Irak și alte aproximativ 40 de războaie locale mai mari sau mai mici, ba chiar și războiul rece. Vedeți, nu e vorba de un lucru mărunt. Și totuși a fost tratat ca un secret atât de strict încât, până în ziua de azi, doar 22 de oameni au fost inițiați în detalii. Eu am fost unul dintre ei. Aproape toate războaiele din ultimul secol și ceva au fost declanșate intenționat, din cauza a ceva ce s-a întâmplat într-un ținut nelocuit și inuman, într-o oră întunecată și infernal de rece. În zorii zilei, la începutul lui 1903. Războaiele au avut loc pentru a testa și dezvolta arme, sisteme de armament, tactici militare și pentru a implanta modele de comportament în specia umană. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că din 19 februarie 1903 știm exact că pe 20 și 6 decembrie. 2012 pământul va fi atacat, iar toate aceste numeroase războaie sunt doar pregătirea, antrenamentul pentru un război cu adevărat mare. Ați auzit despre asta, nu? Nu-i nimic, nici eu. Tocmai am inventat-o. Din câte știu eu, nimic asemănător nu s-a întâmplat vreodată. Dar nici asta nu e esențial. Esențial este că dumneavoastră confundați comunicatele cu faptele. Fie că numim fanatism, religios, sau încredere, oarbă, modul în care tratați mass media. Esența este că mass media este principalul instrument de înșelare și manipulare. Și nu uitați, mass media nu înseamnă doar televiziunea și ziarele. Ideile, teoriile, faptele și minciunile trebuie gestionate la fel ca o vedetă sau o marcă. Trebuie publicate, prezentate pe toate forumurile imaginabile și de câte ori este posibil. Trebuie făcute parte din viața oamenilor. Trebuie atrasă atenția asupra lor. Dacă toate acestea nu se fac, nu se vor răspândi. Și dacă nu se răspândesc, oamenii nu vor crede că sunt adevărate. Se poate spune pompos despre ceva că așa și așa cred oamenii, sau că aceasta este opinia publică, dar așa ceva nu poate fi în niciun caz un argument pentru adevărul acelui lucru. Pentru că nimic nu este în ordine. Există o modalitate de a publica ceva, de a ține o prelegere despre ceva, de a ajunge la televiziune cu ceva și de a obține sprijinul comunității științifice în legătură cu ceva. Din nou, acest lucru nu înseamnă adevărul acelui lucru. Criteriile pentru răspândirea unei informații țin mai degrabă de familiaritate, bani, simpatie și alte chestii de acest gen, decât de adevărul informației. Știți, închizitorii nu s-au uitat prin telescopul lui Galilei. Nu i-a interesat. Majoritatea oamenilor nu verifică niciodată nicio informație. Sau poate credeți că redactorii șefi ai revistelor științifice cer dovezi autorilor articolelor? Astfel, ceea ce credeți că știți, nu o știți pentru că este adevărat. Conținutul de adevăr nu este decisiv. Tot ce este așa zis de notorietate este pur și simplu informație gestionată, nimic mai mult. Nașterea civilizației. A doua lecție despre lume. Nașterea civilizației este un subiect extrem de delicat, probabil cel mai delicat dintre toate. Probabil aceasta este partea cea mai fantastică a întregii mele cărți. Și dacă există un punct în cartea mea unde vă pot pierde, acesta este probabil acel punct. Conform legilor manipulării, acest capitol ar trebui să fie ultimul capitol și abia după ce am obținut acordul dumneavoastră, în sute de chestiuni să vin cu aceste afirmații grave. Dar acum trebuie totuși să aduc în discuție nașterea civilizației aici, la început, pentru că în paginile următoare va trebui să mă refer din nou și din nou. La această parte, și pentru că fără cunoașterea fundamentelor civilizației, nici restul nu ar fi de înțeles, dar nici credibil. Însă, și nașterea civilizației umane este un subiect care se află destul de mult în afara gândirii comune sau științifice, ca și cum ar exista un tabu nespus, sau ca și cum ar fi în sine atât de fantastic încât majoritatea oamenilor îl încadrează din start în domeniul science fictionului sau al religiei. Conform manualelor de istorie, apariția civilizației umane a fost produsul unui proces îndelungat, nu poate fi legată de un moment sau un loc anume și niciodată nu s-a auzit pe nimeni spunând prin prezența în TMS civilizația pe această planetă. Ba chiar poate fi subiect de dezbatere ce, anume numim civilizație și cât de departe în negura trecutului trebuie să ne aruncăm privirea pentru a găsi perioada de început. Începutul preistoriei este începutul civilizației sau începutul antichității. Hoardele preistorice pot fi deja considerate civilizație sau apariția și răspândirea comunităților tribale ar fi primul pas al civilizării sau apariția primului imperiu ar fi primul pas sau poate apariția scrisului unde a fost leagănul civilizației a existat vreunul și dacă a existat un moment când s-a născut când a fost acel moment nu cunosc răspunsurile la întrebările ridicate nu am uh, certitudini am doar informații care pot fi adevărate sau nu din fericire, această carte nu este nimic altceva decât o colecție de argumente. În fiecare caz, dumneavoastră decideți ce faceți cu o afirmație de-a mea sau dacă faceți ceva cu ea. George Orwell spunea: Cine controlează prezentul, controlează și trecutul. Cu experiența muncii mele în spate, pot afirma cu cea mai mare certitudine că Orwell avea perfectă dreptate. Pentru deținătorii puterii, falsificarea trecutului a fost în toate epocile și în toate regiunile un fel de sport, hobby și obligație în același timp. În știința istoriei, acest lucru a fost formulat spunând că există concepții istorice, curente istorice care se schimbă în timp. Dar aceasta nu reflectă realitatea. Realitatea este ceea despre ce vorbea Orwell. Pentru cuvântul civilizație, materialele oficiale obișnuiesc să dea trei definiții. Acestea sunt următoarele: 1. Organizarea socială după hoardele de barbari. 2. Apariția unor comunități care au atins un anumit nivel social. 3. Răspândirea comunităților bazate pe diviziunea muncii. Prima definiție este insustenabilă fiind ușor subiectivă, iar a doua este inutilizabilă pentru că este destul de vagă. În plus, prima și a treia definiție se contrazic. Barbarii nomazi și cuceritori care au devastat totul au avut o importanță istorică semnificativă, au avut cultură, artă, religie și, văzând rezultatele lor, putem fi siguri că erau destul de organizați. Rămâne, deci, a treia definiție însă în momentul în care acceptăm această a treia definiție, am căzut deja într-o capcană a gândirii care pare să fi scăpat atenției istoricilor și arheologilor. Pentru că ce spune definiția? Răspândirea comunităților bazate pe diviziunea muncii. Acestea sunt comunități care s-au bazat pe diviziunea muncii și acest tip de comunități s-au răspândit geografic pe o arie largă. Diviziunea muncii și răspândirea. Cum s-ar fi putut întâmpla acest lucru? Triburile primitive răspândite în lume au inventat brusc organizarea, independent unele de altele. Au realizat brusc că dacă se organizează pe ei înșiși și activitățile lor, pot fi de o mie de ori mai eficienți. Este complet imposibil să se fi întâmplat așa. Acest lucru ar fi prea puternic chiar și pentru o poveste. Organizarea unei comunități astfel încât să fie complet autonomă este o sarcină uriașă. Aceasta nu este ceva ce se poate descoperi accidental, cum ar fi faptul că carnea scăpată în foc este mai ușor de mestecat. Astăzi, o corporație de succes, care generează profituri uriașe și are o poziție stabilă în economie, nu este autonomă. Prin urmare, Menținerea pe termen lung a unei comunități autonome necesită cunoștințe organizatorice extraordinare. A ține împreună o comunitate pentru o lungă perioadă de timp, în ciuda amenințărilor externe, a grupărilor ostile, a dezlănțuirii elementelor, a conflictelor interne, a epuizării resurselor de hrană și materiale de construcție furnizate de regiune, este o sarcină incredibil de mare. Știința organizării este una dintre cele mai importante științe, iar importanța ei depășește cu mult descoperirea focului sau a roții. Comunitățile umane sunt formate din oameni, deci organizarea a fost inventată de oameni și răspândită de oameni. Oameni sau mai degrabă un om? Pentru că dacă a fost o persoană concretă cea care a inventat, elaborat, știința organizării. Atunci, acea persoană a fost cea care a conceput și a fondat civilizația umană. În cursul activității mele din ultimii 25 de ani, am putut consulta o cantitate imensă de documente secrete. Într-unul dintre acestea am găsit un nume și o dată, numele, Anhaido. Momentul, în urmă cu 17.000 de ani. Anhaido a fost șamanul și singurul supraviețuitor al unui trib exterminat, și se spune că el a fondat civilizația umană. Nu știu dacă toate acestea sunt adevărate, dar este extrem de probabil că a existat într-adevăr un om care a inventat organizarea și care astfel a fondat civilizația. Poate că se numea Anhaido, poate că era șaman, poate că era singurul membru rămas în viață al unui trib, poate că nu. Întrebarea aici este dacă oricine ar fi fost cel care a conceput civilizația, știa ce face? Adică a făcut-o în mod conștient ceea ce a făcut și a existat un moment în istorie când cineva s-a apucat și a spus, prin prezenta întemeiez civilizația. Există anumite semne care indică faptul că Anhaido, sau oricum s-ar fi numit, știa exact ce face atunci când și-a început munca. Anhaidu a creat primul stat, în sensul modern al termenului. Acest stat avea legi, reguli de funcționare, ierarhie, administrație, formă de guvernământ, interese, obiective pe termen scurt și lung. Acest prim stat există și astăzi. Deși nu are granițe, nu are steag, nu are sărbători și nu are imn. Este totuși prezent pe hartă. Numele său este Civilizația. Pe teritoriul acestui prim stat au apărut celelalte. Toate țările vizibile pe harta lumii formează împreună acest prim stat, creat de Anhaido. Statul numit Civilizație are un guvern, are un cod de legi, are o economie, are o armată, are servicii de informații și are o poliție. Obiectivul său pe termen lung este răspândirea unui fel de organizare totală, iar forma sa de guvernământ este dictatura ascunsă. Care sunt acele semne care indică faptul că Anhaido știa exact ce face atunci când a creat știința organizării și a pus bazele primului stat din istorie, civilizația umană? Structura și funcționarea actuală a civilizației sunt atât de specifice și atât de adânc înrădăcinate în țesătura civilizației, încât este de neconceput ca acest sistem să fi fost inventat și implementat de cineva pe parcurs. O astfel de preluare a puterii nu ar fi putut avea loc. Dacă adevărații deținători ai puterii ar fi fost, într-adevăr, regii, împărații și marii preoți, nu ar fi permis unui outsider să le ia puterea. Ce le-ar fi putut oferi în schimbul puterii lor, când toată averea le aparținea și erau deasupra propriului sistem juridic? Cu ce i-ar fi putut amenința, când toată forța era concentrată în mâinile lor sub forma armatelor și serviciilor secrete? Și totuși, este un fapt că conducătorii vin și pleacă, sunt trădați și uciși. Iar esența nu se schimbă niciodată. Acest lucru înseamnă un singur lucru: că adevărata putere nu este în mâinile lor și nu a fost niciodată. În capitolele următoare ale cărții va fi schițat sistemul însuși, așa cum se manifestă în viața noastră de zi cu zi, oferind un fel de sistem pentru interpretarea istoriei, a știrilor media și a evenimentelor zilnice. Sub influența acestui sistem se întrevede un grad de conștientizare și interconectare sub suprafață pe care nimeni nu l-ar crede real. Și totuși aceasta este realitatea. Și această realitate provoacă mai întâi cea mai completă respingere din partea omului, apoi o teamă teribilă, în cele din urmă o furie profundă, pentru că nimic nu ar trebui să fie așa cum este. Anhaido a construit un stat care, chiar de la început, s-a ascuns în fundal. A unit și a ținut sub control comunitățile umane, triburile, satele, ulterior orașele, țările și imperiile. Civilizația este una dintre cele mai mari și mai strălucite idei din istoria omenirii. Este unică în felul său, triumful inteligenței. Anhaido sau oricine ar fi fost, este unul dintre cei mai mari genii din istorie. Este regretabil că și-a pus geniul în slujba opresiunii. Civilizația a trebuit inventată și creată. Dacă cea actuală ar dispărea, ar trebui pusă alta în locul ei. Acest lucru este necesar. Nu este necesar ca civilizația să se bazeze pe opresiune și să distrugă omenirea. Nu știu de ce a creat Anhaido civilizația. Am teorii, dar nu pot susține niciuna dintre ele. Poate că era într-adevăr șaman și într-adevăr singurul supraviețuitor al unui trib exterminat. Dacă acesta este adevărul, atunci motivația sa ar putea fi găsită în aceste lucruri. În cadrul tribului său nu era amenințat de niciun pericol, pentru că era un om important, ascultat căruia îi se acorda atenție, dar nu avea control asupra celorlalte triburi și aproape că a plătit pentru asta cu viața. Poate de aceea a conceput să unească toate comunitățile umane într-un singur sistem uriaș, în centrul căruia se afla el. Iar faptul că acest sistem să fie invizibil ar putea proveni din calitatea sa de șaman. Deoarece, ca șaman, Puterea sa se baza pe faptul că era singurul din trib care era în legătură cu lumea spiritelor. Invizibilă. Civilizația, adică primul stat, este structurată în mod similar cu statele vizibile de suprafață. Are un guvern pe care îl voi menționa ulterior, ca fiind casta superioară, și are un sistem administrativ care include aparatul politic, economia, Instituțiile de menținere a ordinii și un fel de rețea media. Acest sistem administrativ este lumea profundă. La suprafața civilizației se află lumea de suprafață cunoscută de oameni, în care există țări precum Islanda, Arabia Saudită, Spania, Statele Unite sau Ucraina. Lumea de suprafață este separată de lumea profundă prin glazură. Glazura este iluzia creată de mass media, o realitate falsă care funcționează în așa fel încât captează atenția oamenilor și îi confuzează în privința faptelor. Glazura este totalitatea minciunilor din lume luate împreună. Glazura doar există și nu face nimic. Nu există nimic mistic în existența și funcționarea sa. Lumea profundă este constant vizibilă. Și este vizibil și faptul că afirmațiile glazurii sunt minciuni. Eu văd lumea profundă, văd cum funcționează. Motivul este pur și simplu că nu cred în glazură. Indiferent cât de tare și cât timp media repetă ceva, eu știu că nu este adevărat și de aceea îl resping. Astfel, glazura nu are niciun efect asupra mea. Respingerea glazurii nu înseamnă că cineva nu se uită la televizor. Dacă crede într-un pergament scris acum 2000 de ani, atunci crede în glazură. Într-un anumit sens, glazura este impusă oamenilor, deoarece întreaga lume răsună de media. Cu toate acestea, oricine poate arunca complet deoparte realitatea falsă oferită de media în orice moment și doar datorită acestei respingeri poate vedea lumea profundă. Casta superioară este în contact cu lumea profundă, și prin lumea profundă controlează întreaga civilizație, toate părțile sale. Lumea este condusă prin rețele. Aceste rețele sunt, desigur, ascunse. Una dintre rețele controlează economia, alta politica, a treia industria violenței, a patra ideologia. Industria violenței include criminalitatea, războiul, amenințarea cu războiul, serviciile de informații, înarmarea și dezvoltarea tehnologiei militare. Rețeaua ideologiei include întreaga mass media, conceperea, răspândirea și controlul tuturor tipurilor de ideologii. Eu am lucrat în rețeaua ideologiei ca mincinos profesionist. Casta superioară a creat patru rețele pentru ca nimeni să nu vadă totul și pentru ca rețelele să poată fi controlate una prin cealaltă. Ierarhia civilizației este extrem de închisă. Fluxul de informații este controlat cu cea mai mare strictețe. Nimeni nu este inițiat în mai multe decât minimul necesar pentru îndeplinirea eficientă a muncii sale. Doar cei de la vârf cunosc toate secretele. Nimeni din casta superioară sau din lumea profundă nu a ieșit vreodată în public pentru a vorbi oamenilor despre realitate, despre adevărata față a lumii. Nimeni nu a făcut vreodată așa ceva în istorie. Eu sunt primul trădător. Nu a trezit puteri stăzi. A treia lecție despre lume. Puterea este capacitatea de a face realitate ceea ce am decis. Această definiție include și realizarea ideilor noastre, chiar dacă altora nu le place sau chiar dacă se opun în mod expres atingerii obiectivelor pe care ni le-am propus. Prin urmare, puterea include atât violența fizică reală, cât și amenințarea cu aceasta. Puterea politică este menținută prin violență fizică și amenințarea cu aceasta. Guvernul are nevoie de servicii de informații, armată și poliție, pe scurt, organizații de forță, pentru a-și putea impune voința. Fără aceste organizații, aproape toți politicienii ar avea o viață scurtă. Mulți oameni au secrete care, dacă ar fi dezvăluite, ar duce la prăbușirea lor mentală. Acestea sunt de obicei lucruri mărunte și sunt mai degrabă legate de sentimentul de rușine decât de infracțiuni reale. Prin dezvăluirea și documentarea acestor secrete, majoritatea oamenilor pot fi ținuți sub control. Pentru asta e bună o agenție de informații. Urmărirea, persecuția, hărțuirea, privarea de libertate și violența armată vătămare corporală gravă sau moarte, sunt factori care doar prin simpla lor menționare, prin demonstrarea faptului că cineva poate fi zdrobit cu acestea, pot ține sub control mult peste 99% din oameni, iar marea majoritate a restului poate fi suprimată prin aplicarea efectivă a acestora. Puterea economică pare mai blândă decât cea politică. Cu toate acestea, perspectiva pierderii promovării a locului de muncă, a unui trai sigur, a averii, a adăpostului, a siguranței existenței sau amenințarea cu moartea prin înfometare poate determina o persoană să facă lucruri care contrazic bunul simț și principiile sale. Puterea economică se bazează pe puterea politică, căci fără legi și organizațiile de forță care le pun în aplicare, economia nu ar putea funcționa. Ceea ce observăm în lumea largă, găsim și la scară mai mică. Dacă luăm o familie ca bază, vedem același lucru ca și în cazul politicii și economiei. Puterea aparține celui care deține forța fizică și/sau banii. Și având în vedere că puterea economică se bazează pe puterea politică, iar puterea politică este menținută de organizațiile de forță, se pare că esența puterii este violența reală și amenințarea cu aceasta. Dar aceasta este doar aparența. Oriunde ne-am îndreptat în investigația noastră, ajungem rapid la factorul uman. Puterea economică și politică depinde de forța reală și aparentă. A organizațiilor de forță, amenințare. Dar apar anumite întrebări. De ce duce polițistul la închisoare o persoană complet necunoscută lui? De ce împușcă soldatul o persoană complet necunoscută? De ce condamnă judecătorul la închisoare sau la moarte o persoană complet necunoscută? De ce filmează spionul viața sexuală a unei persoane complet necunoscute? Desigur, la suprafață putem spune că o fac pentru că li s-a spus, pentru că au primit acest ordin. Dar de ce îi interesează care este ordinul? De ce aruncă cineva o bombă asupra unei case în care locuiesc sute de ființe umane, ale căror fețe nu le-a văzut niciodată, ale căror nume nu le-a auzit niciodată și care poate că sunt toate persoane mai valoroase decât el? De ce? Pentru că dacă nu o face, va fi judecat de o curte marțială și condamnat. Dar de ce este judecat de o curte marțială? De ce este condamnat? Și, în general, de ce s-a făcut soldat? Dacă nimeni nu ar fi soldat, nimeni nu ar arunca acele bombe asupra niciunei case de locuit. Dacă nimeni nu ar fi polițist, nimeni nu ar fi arestat. Dacă nimeni nu ar fi judecător, nimeni nu ar fi condamnat. Oare câți dintre toți judecătorii din lume au avut un cuțit rece pus la gât când se gândeau ce muncă să facă la maturitate, și li s-a șoptit la ureche cu o voce plină de ură: Vei urma o carieră juridică sau vei muri aici? Poate niciunul. Poate unul. Dar de ce au devenit judecători ceilalți? Polițistul intră la locul de muncă, primește un nume și o adresă și merge să aresteze un bărbat sau o femeie despre care cu o jumătate de secundă înainte nici măcar nu știa că există în lume. Și dacă persoana respectivă se opune, folosește forța și îi provoacă vătămări corporale sau chiar o ucide. Face acest lucru indiferent dacă persoana a comis sau nu infracțiunea de care este acuzată. De ce? Pentru că pentru asta primește salariul. De ce a trebuit să aleagă această muncă? Pentru că este doar o muncă și cineva trebuie să o facă. De ce ar trebui, dacă căutăm natura ultimă, esența puterii, ne descurcăm destul de bine cu ideea că puterea constă în violența fizică reală sau amenințarea cu aceasta? Dar dacă săpăm suficient de adânc, teza pur și simplu se prăbușește, pentru că undeva se termină lanțul controlului prin violență. Și acest lucru nu este valabil doar din punct de trată, de dețenadă, de de redere social, ci este valabil pentru fiecare persoană în parte. Există exemple pentru orice și pentru opusul a orice. Se poate pune întrebarea despre orice și se poate pune mereu o nouă întrebare. Și dacă suntem îngrozitori de perseverenți, vom ajunge la o întrebare la care nu mai există alt răspuns decât am făcut-o pur și simplu pentru că așa am decis. Rugurile, execuțiile publice. Moartea prin tortură în public pot determina mulți oameni să cadă în genunchi, să și împreuneze mâinile și să cânte. Dar asta nu îi va face să creadă. Pentru a face pe cineva să accepte o idee, este nevoie de alte mijloace. Violența nu funcționează aici. Nu contează cât de convingător se preface cineva că a crezut totul. Nu a crezut nimic și doar își joacă rolul pentru a supraviețui aventurii. Dar nu va avea nicio urmă de credință în el. Și atâta timp cât nu crede, atâta timp cât nu consideră adevărată minciuna oferită, trebuie ținut în frâu de o forță externă. Dacă a crezut minciuna, nu mai este nevoie de forța externă. Pentru că odată ce credința s-a format, de atunci încolo el însuși se va ține în frâu. Credința nu poate fi creată prin forță. Pentru a crea credință nu este nevoie de forță, ci de cu totul altceva. Este nevoie de autoritate. Oamenii cred autorităților, deci dacă vrem să facem oamenii să creadă ceva, avem nevoie de autorități. Faptul că lumea asta este condusă de violență, bani și politică este o aparență. Sub toate acestea, găsim factorul uman. Lucruri precum idei, emoții, dorințe, speranțe. În adâncul acestora nu găsim altceva decât idei, sisteme de valori și viziuni asupra lumii. Opiniile generale nu se formează de la sine, ci sunt create în mod conștient. O idee despre ceva poate fi răspândită în același mod în care se introduce pe piață o nouă marcă sau o nouă vedetă și se folosesc exact aceleași instrumente. Să luăm de exemplu Big Bang-ul. Big Bang-ul nu a devenit o viziune general acceptată pentru că este adevărat. Căci cine a văzut că a existat un Big Bang? În fizică există nenumărate teorii despre originea Universului, care resping posibilitatea Big Bang-ului. Dar aceste teorii nu s-au răspândit. Dacă credeți că toate acestea s-au întâmplat de la sine, atunci să ne gândim puțin. Cum se poate răspândi ceva? Să luăm această teorie. Universul a apărut prin Big Bang. Cineva undeva a conceput-o. Apoi a spus-o altora. Apoi a apărut în câteva ziare. Au izbucnit controverse. S-au scris cărți despre ea. Au apărut din ce în ce mai multe articole pe această temă. A ajuns la radio, la televiziune. Apoi a fost acceptată de comunitatea științifică. Apoi de Academia de Științe. Și în cele din urmă a devenit material didactic. Iar cine nu a dat răspunsul că Universul a apărut prin Big Bang la întrebarea cum a apărut Universul, a primit o notă proastă. Și chiar putea să cadă un examen. Pe scurt, cineva a inventat o teorie care apoi a fost răspândită și făcută cunoscută folosind mijloacele de comunicare în masă. Așa s-a întâmplat, pentru că nu s-ar fi putut întâmpla altfel. Acesta este răspunsul la întrebarea: cum s-a întâmplat? Și după ce am înțeles că teoria Big Bang-ului nu s-a Răspândit de la sine. Ce a fost răspândită, putem pune o altă întrebare, care este mult mai delicată decât cum. De ce a fost răspândită această teorie? Ce au vrut să obțină cu ea? Ce au vrut să facă oamenii să creadă? Cuvântul prestigios desemnează o persoană care este urmată, o somitate, o autoritate. Este cineva sau ceva care este luat în considerare. Prestigiul nu este neapărat un concept negativ, deoarece, dacă cineva este dovedit a fi remarcabil într-un domeniu, atunci inevitabil devine o autoritate, adică o persoană căreia îi se acordă atenție și ale cărei afirmații sunt considerate a avea o semnificație specială. Problema este venerarea somității. Nu autoritatea acestuia în sine. Acel grad de venerare a autorității care este definit, cum că nu contează ce anume se spune, ce, cine anume o spune. Pentru că asta este deja patologic. Când importanța unei persoane este exagerată, nemăsurat, când o persoană este idolatrizată. Într-un mod bolnăvicios, când o persoană este urmată orbește și tot ce spune este acceptat fără rezerve, ca fiind adevărat, atunci cu siguranță este o mare problemă. Și ceea ce este o problemă și mai mare este dificultatea de a observa acest fenomen. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Cu siguranță ați putea numi una sau două persoane care urmează orbește pe alții. Dar probabil nu observați că și dumneavoastră faceți același lucru. Autoritatea se bazează pe încredere. Oricine are autoritate a câștigat încrederea oamenilor. Este posibil ca această încredere să fie falsă, pentru că este doar rezultatul unei campanii bine construite. Dar nu contează dacă merită cu adevărat încrederea oamenilor sau nu, ci dacă se bucură de încrederea lor. Sau nu? A fost o vreme când Hitler se bucura de încrederea a milioane de oameni, deși nu merita încrederea niciunuia. Aparențele contează mult. Fiecare epocă a avut propriile sale autorități favorizate, oameni, organizații și învățături, cărora li s-a atribuit o autoritate supraomenească. Acești oameni, organizații și învățături, erau considerate în acele vremuri surse incontestabile ale adevărului. Cândva de mult, în preistorie și antichitate, dacă o afirmație era atribuită unui spirit, demon sau zeu, oamenii credeau orbește că acea afirmație este adevărată. Dacă cineva venea și spunea că un spirit, demon sau zeu, i-a comunicat că trebuie făcut cu tare și cu tare lucru. Oamenii făceau ceea ce credeau ei, că acel spirit demon sau zeu venerat a poruncit. În Evul Mediu, Dumnezeu, Hristos, Papa, Biserica și alții asemenea era sursa incontestabilă a adevărului în mare parte a lumii. Dacă o afirmație era atribuită lui Dumnezeu, oamenii credeau orbește că acea afirmație este adevărată. Apoi a venit epoca iluminismului. Știința a devenit sursa incontestabilă a adevărului. Dacă o afirmație era formulată, incluzând expresii precum fapt științific, oamenii de știință au confirmat sau oamenii de știință au demonstrat sau ceva similar. Oamenii credeau orbește că afirmația este adevărată. Fiecare epocă a avut propriile sale prestigii supraomenești. Aceste autorități erau sursele incontestabile, indiscutabile, de necontestat ale adevărului. Fie că era vorba de spirite, zei, demoni, îngeri, Dumnezeu sau știință, întotdeauna era prezentă încrederea. Mii și mii, milioane și milioane credeau în aceeași autoritate. Această credință a lor a adus ordine în viața lor. Ea... Unit într-o comunitate și a pus bazele relațiilor lor. Nimic nu exprimă mai bine sentimentul de apartenență decât acordul. Orice ar fi fost autoritate în ochii lor, se bucura de încrederea lor. Șamanii, vrăjitorii, preoții și oamenii de știință au făcut lucruri care erau importante și valoroase pentru comunitate. În epoca și zona geografică respectivă, ei, erau cei mai importanți oameni, bucurându-se de cel mai mare respect. Privind cu ochii de astăzi, am putea condamna sau disprețui șamanii, vrăjitorii și preoții din vremurile trecute, dar în acea epocă în care ei erau sursele cunoașterii, au realizat nenumărate fapte care au fost utile și constructive. În istorie au existat întotdeauna centre care erau. Considerate surse incontestabile ale adevărului. Casta superioară a exploatat acest fenomen pentru a-și răspândi minciunile. Au trimis emisari în lume pentru a se alătura acelui centru care era considerat sursa adevărului, să se dea drept șamani, vrăjitori, alchimiști, astrologi, preoți, călugări, pastori, și în vorbire să menționeze frecvent cuvinte care transmit o autoritate supraomenească, precum lumea spiritelor, zei, Dumnezeu. Emisarii castei superioare se îmbrăcau, se comportau, vorbeau, și aparent trăiau la fel ca adevărații șamani, vrăjitori și preoți. Din centru considerat sursa incontestabilă a adevărului, ei rosteau minciuni pe care oamenii le acceptau orbește ca fiind adevărate. Și dintr-o dată, viețile a milioane de oameni au fost paralizate de cea mai stupidă superstiție. Și dintr-o dată, zeci de mii de oameni normali, înarmați până în dinți, au năvălit și au exterminat sate pașnice, aruncând copii vii în foc. În mijlocul uralelor asurzitoare ale gloatei. În epoca Iluminismului s-a întâmplat exact același lucru, s-a jucat exact același scenariu. Casta superioară a trimis emisari cu misiunea de a se da drept oameni de știință, de a folosi terminologia domeniului științific respectiv, de a-și însuși manierismele așteptate, trăsăturile exterioare stereotipice ale omului de știință. Din epoca respectivă, și să mintă, să mintă, să mintă. Oamenii aveau încredere pe bună dreptate în știință, iar când au apărut bărbați și femei care arătau ca oamenii de știință și vorbeau ca oamenii de știință, au crezut că într-adevăr au de-a face cu oameni de știință. Și i-au crezut, fără rezerve, munca pe care am făcut-o eu pentru casta superioară, în ultimul sfert de secol, a fost inventarea și elaborarea unor idei sau chiar sisteme întregi de gândire care urmau să fie răspândite în lume cu ajutorul autorităților sau care urmează să fie răspândite în viitor. Aceste idei de importanță deosebită le numeam idoli de gândire. Idolii de gândire trebuie împachetați într-o ideologie pentru a putea fi făcuți credibili pentru oameni. Idolul de gândire este o idee precum minte sănătoasă în corp sănătos. Acesta a fost un slogan publicitar foarte vechi care a dus la idolatrizarea corpului. Relativ puține regine ale frumuseții, fotomodele și culturiști au contribuit la dezvoltarea umanității, prin urmare minte sănătoasă în corp sănătos este o prostie. Nu avem experiențe care să susțină sloganul. Pentru că corp sănătos nu mai înseamnă de mult sănătate. De aceea au elaborat o ideologie care i-a făcut pe oameni să creadă că este adevărat. Ideologia este o colecție de argumente care susține ideea centrală, conceptul, idolul de gândire. Iar ideologia este vândută oamenilor de către autorități. Autorități în care ei cred. Astfel modelează casta superioară lumea. După bunul ei plac. Esența puterii este deci autoritatea. Cine are în mâinile sale autoritățile, cine are în mâinile sale instrumentele prin care poate face pe cineva o autoritate sau poate distruge credibilitatea cuiva, acela deține puterea. În consecință, toată puterea de pe pământ se află în mâinile castei superioare.